deasupra drumii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în